Cum să prezentăm astăzi? Să-i apela și am luat concluzia că mai sugestiv decât acest filmuleț n-ar fi fost nimic. De asta l-am și ales. Ceea ce trebuie să știe toată lumea este că am avut ocazia să o ascult la diverse manifestări la care am fost, pentru că este elevă a Liceului de Arte Victor Balmă din Piatra Neamț și pentru că participă la numeroase momente artistice, culturale și dacă veți avea ocazia să vedeți, vă spun că poate că veți rămâne și mai impresionați decât în filmulețul pe care l-ați văzut aici. Felicitări, Isabela, felicitări părinților și familiei tale și îți rog câteva cuvinte să ne spui cine este acolo în sală. Mare, este sora mea care urmează să aplicat, e sora cea mai mare din familie. Următoarea este mama și următoarea este sora cea mijlocie și împreună m-au susținut foarte mult pentru că la toate disciplinele mele, la toate performanțele artistice, la toate concursurile mele și de care sunt foarte mult. Și eu, ca primar, sunt mândru că sunteți de aici, din Piatra Neamț și sunt convins că nu te vei opri aici, mai ales în această carieră pe care sunt convins că va fi de succes în viitor. Felicitări o dată și succes! Mulțumesc! O să ai pentru mine! Aspectul fizic. Așa este la noi, sunt niște datini și sunt de îmbrăcat mai așa. Mulțumim pentru prezență!